întreba cineva zilele trecute dacă am renunțat la seria mea cu eleganța și nu am renunțat, doar am luat o mică pauză pentru că m-am regrupat așa din mai multe perspective, ca să zic, dar la seria cu eleganța nu am renunțat și nu renunțăm niciodată pentru că este una din seriile care mi este foarte dragă. Pe lângă asta, este o serie care cred eu că, în ciuda faptului că are puțini ascultători, este o serie care prinde bine și mi-a zis și voi treaba asta și continuăm astăzi, mai ales că vine vara și vin căldurile și mai e puțin așa până intrăm în sezonul ăla colorat de vară. Și am zis să vorbim de niște lucruri care, cel puțin în ceea ce ne privește ca femei, dar și pentru bărbați sunt regulile astea valabile, ne strică aspectul, ne fac să părem ieftine ca femei și ne fac să părem cât se poate de neelegante în momentul în care abuzăm de lucrurile astea. Și o să le trecem în revistă și o să le discutăm și aștept să-mi spuneți și voi părerile voastre în comentarii. Și începem cu unul din lucrurile care este poate evident și care poate vi se pare puțin controversat, că l-am pus în lista asta, dar ascultați-mă până la capăt. Și anume pielea la vedere. Dar știm cu toatele că pielea la vedere este un subiect constant în ceea ce privește eleganța și se spune mereu că nu e bine să ai prea multă piele la vedere și în egală măsură sunt foarte multe persoane care spun, păi da, ce e vară, este cald, o să mor. Ei bine, nu murim. În momentul în care scoți mai multă piele la vedere, chiar dacă este cald și ai spune că e momentul potrivit, treaba asta te face să pari mai ieftină. Cu cât e mai cald și scoți mai multă piele la vedere, cu atât pari mai ieftină. Și evident, aici nu mă refer la contextul în care ești pe plajă sau la piscină și porți costum de baie. Acolo este natural și normal să faci treaba asta și să fii în costum de baie, nu în rochie de gală. Mă refer la situațiile în care ar trebui totuși să ai puțin mai multă decență. Uitați-vă în jurul vostru că femeile sofisticate vara au grijă să aibă haine care le acoperă pielea și nu au atât de multă piele la vedere și par cu atât mai rafinate și mai sofisticate cu cât nu se vede totul și ce credeți, nici nu mor de cald. Au grijă la materiale, am ajuns în punctul în care, slavă cerului, tehnologia, materialele și universul ne pun la dispoziție atât de multe resurse încât nu trebuie neapărat să ne dezbrăcăm și să ne punem fix două frunzulițe, trei, după caz, pe corp ca să ne acoperim vara. Punctul numărul 2 este și el la fel de uzual și uzat, încât ni se pare că este ceva firesc și se referă la culori. Prea multe culori stridente și combinații tâmpite de culori. Prea multe culori pe tine într-o ținută. Acum, nu mă înțelegeți greșit. Nu sunt nici de părere că trebuie să mergi pe plajă în negru, că, apropo de asta, ca paranteză, anul trecut când m-am dus la mare am văzut 90% costume de baie în baie negre și nu înțelegeam ce Dumnezeu se întâmplă, de ce ți-ai luat costum de baie, dar asta nu înseamnă că poți să începi să devii un papagal din ăla fosforescent din toate punctele de vedere, oricând. Culorile neon se pretează într-adevăr sezonului de vară și mării și plajei, dacă vreți să spunem așa, și sunt în regulă, dar și acolo cred că dacă ai puțină grijă, reușești să faci niște combinații care să te arate sofisticată, chiar dacă ai un costum de baie neon sau chiar dacă ai niște lucruri care sunt cumva prea stridente, dar în egală măsură mi se pare că oamenii abuzează de culorile neon când vine vorba de vară, de primăvară, peste tot, în magazine, la shopping, la școală, peste tot, ceea ce mi se pare too much. Sunt prea multe culori și arată ieftin. Ăsta este cuvântul. Nu ai altul să spui, adică nu poți să spui, că nu sunt neapărat vulgare, că în ceea ce privește pielea, prea multă piele la vedere, da, poți spune, băi, prea multă piele este vulgară. Dar în ceea ce privește culorile neon, da, pot fi vulgare, fără nicio problemă, că pot intra în niște combinații vulgare, dar în egală măsură sunt situații în care nu pot spune că sunt vulgare. Sunt doar mult prea stridente și prea mult. Da? De-aia culorile neon nu sunt chiar pentru toate momentele zilei, chiar dacă este vară, și mai ales combinațiile de culori. Eu cred că cel mai bine, ori te rezumi la o singură culoare neon, ori o combini cu ceva care o temperează, cum ar fi albul.
În mod surprinzător, albul temperează culorile neon pe timp de vară, niciodată negru. Negru creează contrast și din contră le scoate în evidență mult mai tare și le face să arate rău. Da? De-aia mergeți mai degrabă către combinații de culori neon cu alb, ceea ce o să vă dea chiar o tentă de rafinament dacă lucrurile sunt făcute bine și încercați pe cât posibil să vă abțineți de la combinații de roz cu verde fosforescent, galben din ăla strident cu portocaliu cu verde și mai știu eu ce. Sunt ieftine. Sunt niște combinații ieftine, arată ieftin și arată. La punctul numărul 3 am zis să discutăm puțin și despre accesorii și asta pentru că am observat că vara cu precădere oamenii au tendința să pună tot ce au pe ei. Fie că sunt bijuterii veritabile sau fie că sunt, nu știu, imitații, fie că sunt fake-uri, fie că sunt pur și simplu gablonțuri. Oamenii am observat că în ultimii ani au tendința să pună tot pe ei, dar tot ce găsesc, adică dacă se poate să pună toate lanțurile pe care le întâlnesc, toate perlele, toate combinațiile de auriu, de argintiu, de rose gold, tot ce se poate combina să le combin și dacă se poate să fie cât mai multe și pe mâini și pe gât și pe piept și pe haine și în urechi zeci de perechi de cercei și e prea mult și arăți ca un pom de Crăciun care se străduiește prea mult să nu pară pom de Crăciun, prin urmare arată ieftin. Mai ales toate gablonțurile astea cu cristale fake, da, care imită cristalele Swarovski sau diamantele. Încercați să vă feriți de a pune prea multe cristale din alea fake pe voi, pentru că arată ieftin. Oricât de scumpe ar arăta, v-ar minți unii că arată. Mă gândesc acum la niște colecții pe care le-am văzut recent pe net și care erau vândute sau promovate ca fiind arată exact ca alea reale, arată ca niște diamante reale, nu, arătau tot ieftin pentru că erau prea multe la un loc, da? Denotă foarte multă disperare în primul rând, pe lângă faptul că arată ieftin, că încerci să efectiv să atragi atenția tuturor, dacă se poate și marțienilor, dacă se poate și ăluia care este pe partea elaltă de planetă, să știe toată lumea că tu ești acolo. Prea multă disperare pentru a atrage atenția asupra ta, după care să încerci să pozești într-un timid și eu nu vreau atenție pe mine, să nu mă băgați în seamă, știți? Ipocrizia asta curentă pe care o avem în societatea din ziua de astăzi. De-aia, încercam pe cât posibil să vă rezumați la câteva accesorii drăguțe care să fie cumva statement pentru voi. Statement nu trebuie să însemne neapărat uriașe, gigantice, care să vă sară în ochi, da? Câteva accesorii care să vă reprezinte, poate și de o calitate mai bună, și nu e nevoie să fiți pom de Crăciun, nu e nevoie să emiteți semnale către marțieni și către toate plajele și către toată lumea. Vă garantez eu că discreția este mai vizibilă în ziua de astăzi, când toată lumea încearcă să epateze, să dea pe din afară, să iasă în evidență cumva. Oamenii discreți ies mai tare în evidență, tocmai pentru că sunt din ce în ce mai puțini și pentru că sunt mai naturali și pentru că asta, simplitatea asta îi face să iasă în evidență dintr-o mare de oameni care fac exact același lucru. La 4 am o altă durere de cap pe care o am de ani de zile și mai ales în sezonul ăsta de vară, și asta pentru că imaginea asta chiar te face să arăți ieftin. Pare rău, nu am cum să o pun altfel, ăsta este adevărul, asta este realitatea, știu că sunt foarte multe amatoare de astfel de accesorii, dar arată ieftin. Și mă refer aici la accesoriile masive din lemn sau plastic. Sau chiar și cristalele, dacă aveți accesorii din alea cu foarte multe cristale, așa, la un moment dat arată prea mult și prea ieftin. Ăsta e singurul mod în care poți să pun, nu există explicație, ci pur și simplu arată ca și cum copilul tău a încercat să sculpteze la școală niște chestii și tu le-ai pus pe post de accesorii. Sau pur și simplu la când au încercat să toarne un lighean de plastic, n-a ieșit, din păcate, la presă, s-a întâmplat un accident și a ieșit o brățară. Și tu ai pus-o ca o brățară. A ieșit un cerc și tu l-ai pus ca brățară sau ca colier. Femeile elegante nu poartă accesorii de plastic și nu poartă accesorii de lemn. Asta este. Îmi pare rău? Pentru cine nu e de acord, problema voastră. Nu vreți să vă încadrați în categoria asta, nu e nicio problemă.
dar arată ieftin și oamenii eleganți nu poartă așa ceva. Cu punctul numărul 5, mi se pare că ne-am mai temperat puțin, dar cu toate astea, parcă unele fete au senzația că dacă a venit vara, chiar trebuie să-și pună toate produsele de make-up pe ele și mă refer aici la machiajul mult prea strident și prea mult. Acum, din fericire față de 2016, doamne să rămână, s-a mai temperat ideea de machiaj și machiajul nu mai este atât de smoky și atât de intens și nu mai trebuie să fie tot timpul drag. Dar unele fete au senzația că la mare, ales la mare pe plajă, un machiaj smoky este exact ce trebuie. Sau foarte mult ruj, sau mult blush, sau mult highlighter. Again, foarte mult machiaj te face să arăți ieftin, indiferent de contextul în care ești. Dar cu precădere, când e vorba de vară, când vara se presupune că ar trebui să fie aerată, lejeră, liberă, relaxată. Mult machiaj înseamnă tot așa tentativa asta de a atrage atenția tuturor, disperare după atenție și iarăși induce ideea că vrei să ascunzi ceva, că nu te accepți cum ești, că nu-ți place cum arăți și atunci pui straturi și straturi și straturi pe tine care în final vor arăta rău pentru că machiajul este gros și în consecință va arăta ieftin, da? Deci încercați să o lăsați mai moale cu machiajul, încercați să vă obișnuiți cu pielea voastră așa cum este, cu imperfecțiuni, cu cearcăne, fără cearcăne, cu pori, cu pete, toată lumea le are. Credeți-mă pe cuvânt, oricât ați vedea voi, nu știu ce model, că nu știu ce. Cele mai multe dintre ele, dacă le vedeți că au un ten perfect, se duc și-și fac tratamente cu lasere, cu tot felul de chestii, care ulterior oricum o să le dăuneze. Aveți un pic de răbdare că peste 20 de ani o să înceapă să-și facă grefe de piele pentru atâtea tratamente, da? Deci nu vă faceți probleme că toată lumea are pete, toată lumea are coșuri, toată lumea are pori. Da? Toată lumea are, chiar dacă nu ne place să recunoaștem, toată lumea are linii de expresie, toată lumea are câte ceva și lucrurile astea sunt naturale, că social media și internetul și hype-ul ăsta de a vinde foarte multe produse de machiaj ne-a făcut să credem că trebuie să avem o mască pe față și mai ales vara și trebuie să fim perfecte, să nu există un por, să nu existe o linie, să nu existe un fir din sprânceană care nu e la locul lui. Asta este un altceva și este un subiect de discutat poate în alt clip dacă vreți, dar machiajul prea mult, oricum în general arată rău, dar cu precădere vara. Și că tot menționam mai devreme de costume de baie, hai să atingem și punctul ăsta pentru că am luat-o rău de tot razna de la Kim Kardashian și schimbul ei care a trebuit să fie ca ceva ce nu se vede. Am luat o razna rău de tot și toată lumea încearcă să facă costume de baie cât mai minuscule, cu cât mai multe șireturi. În primul rând, numărul 1, șireturile alea îți vor scoate în evidență părți ale corpului care nu-ți vor plăcea. Gândiți-vă că o femeie normală nu are atâtea liposupții și atâtea tratamente și atât Photoshop cât are un model pe care îl vedeți voi că poartă un costum din ăla cu atâtea șireturi peste tot. În al doilea rând, șireturile alea îți vor crea ideea, iluzia de celulită, de piele lăsată, chiar dacă ea nu există. Este o minciună așa generală că, vezi, doamne, nu s-ar întâmpla treaba asta. Credeți-mă că se întâmplă. Apoi, iarăși, costumele alea, micro costumele alea de baie, în care ai numai un pic aici de pe sân, de o bucată micuță de material și kilotul este tot așa ca un absorbant efectiv, chiar mai mic decât un absorbant, este grețos. Deci trendul ăsta este unul dintre cele mai grețoase și sunt foarte multe trenduri grețoase și este unul dintre cele mai grețos. Poți să ai cel mai frumos corp din lume, este grețos. Este grețos să, pentru mine ca femeie să te văd în ipostaza aia și în egală măsură, credeți-mă că și pentru bărbați este grețos. Singurii bărbați care vor aprecia genul acela de lux sunt fix bărbații de care trebuie să fugiți. Da? Nu vei găsi niciodată, credeți-mă pe cuvânt și pot să vă jur să facem pariu pe ce vreți voi, că nu vei găsi niciodată ca femeie un bărbat de calitate, cum își doresc multe, purtând chestia aia. Nu o să câștigi respectul unui bărbat purtând chestia aia. Oricine ce ți-ar spune. Trust me on this. Trust me. Da?
Am stat foarte mult la viața mea printre bărbați și am văzut cum gândesc și am ascultat și credeți-mă pe cuvânt că niciodată, orice ți-ar zice pe moment, da, nu vei câștiga respectul unui bărbat purtând un absorbant pe post de kilot de costum de baie. No way, never. Da? Pe lângă faptul că risc să arăți și arată ieftin. Again, este iarăși un punct în care arată non-negotiable, arată ieftin. Nu spun că nu poți să porți un tanga, nu pot spun că nu poți să porți un cat din ăla brazilian. Nu spun că nu poți să porți costum de baie din două piese. Nu asta spun, ci spun că trebuie să stăm la distanță de chestiile alea care sunt minuscule. Și chiar auzeam o jurnalistă din Statele Unite care spunea treaba asta. Recent zicea, băi, am fost pe plajă, am fost în vacanță și zice, eu efectiv nu mai înțeleg femeile și nu înțeleg de ce tot femeile se plâng că sunt bărbații libidinoși, că se uită urât la ele, că se uită cumva ciudat la ele, că le măsoară, că nu știu ce. Păi ce vrei să facă un om când te pui în fața lui cu un microabsorbant între picioare? Ce ai vrea să facă? Să se uite în tavan, ce ai vrea, să uite sus, la nori, ce poate să facă, da? Deci, iarăși, again, foarte multă ipocrizie din partea femeilor și, repet, arată ieftin. Toate femeile, luați-o de la care vreți voi, de la prima până la ultima, credeți-mă, toate arată ieftin în costumele alea de baie. Puteți să-mi dați voi orice exemplu, orice divă, orice zână din asta superbă de pe catwalk, toate arată ieftin. Și punctul numărul 7 este, again, un pet peeve de-al meu și asta pentru că mă stresează foarte tare când văd asemenea persoane care vor cu disperare, again, emană disperare, de a încerca să fie avangardiste, de a fi înaintea vremurilor, de a fi înaintea trendurilor. Și este vorba de a purta haine nepotrivite în sezonul nepotrivit. La ce mă refer aici? Cred că ați văzut și voi dacă frecventați cel puțin Instagram-ul, vara, fete, femei în toată firea, modele, femei fashioniste care se apucă și poartă cizme peste genunchi, geci groase, pulovere, pantaloni din ăștia foarte groși, cu cizme peste genunchi și tot felul de combinații din astea dubioase care ar trebui făcute iarna. Bine că iarna purtăm glezne goale, sutiene la vedere, crop top și toate cele, iar vara mergem cu cizmele peste genunchi. Că e fashion. Nu, nu e fashion. E prostie. Nu e fashion. E doar prostie. Și arată ieftin. Arată rău. Arată că ești neadaptată la timpurile în care trăiești. Nu arăți avangardistă și nu arăți fashion și nu arăți evoluată. Nu, nu. Arăți ca o țoapă care pur și simplu nu știe să se îmbrace pentru vremea de afară. Sunt 40 de grade afară și tu umbli cu bocanci de hiking. Da, nu e fashion. Nu, nu, este țopism. Vorba unui clasic în viață. Este țopism. Nu este fashion. Este țopism să ai bocanci din aia groși, de piele, să ai cizme peste genunchi, să porți haină de blană, să porți chestii de genul ăsta care sunt destinate sezonului rece. Și în egală măsură este țopism să porți iarna glezne goale, pantaloni transparenți, dresuri de plasă, rochii foarte scurte, sutiene la vedere și crop top. Da, este la fel. Este exact același lucru. Și iarăși te face să arăți ieftin. De ce? Pentru că oamenii care se îmbracă cu haine ieftine, să o luăm așa, deși nu-i neapărat cazul, sau oamenii care se îmbracă de la ghenă se îmbracă cu ce apucă. Hai să o spunem pe aia dreaptă, da? Oamenii care se îmbracă de la ghenă se îmbracă cu ce apucă. Și cam așa arăți când nu te adaptezi la sezon. Parcă te-ai îmbrăcat de la ghenă. Efectiv, și-a aruncat cineva garderoba de iarnă și te-ai îmbrăcat și tu când aveai haine. Cam asta, așa. Nu ești fashion. Ești doar țoapă. Și astăzi, în fine, am ajuns la final. Spuneți-mi și voi câteva trenduri sau câteva lucruri care vi se pare că arată ieftin, care ți înrăutățesc aspectul fizic în mod special. Vă pup, dați un like și un share și ne vedem în următorul clip.